Sunt Ovidiu Mihailescu și reluăm cu bucurie lecțiile de chitară, lecțiile despre piesele pe care le cânt. În seara asta vreau să vă fac cunoștință cu o melodie care se numește Garduri și borduri. Piesa este relativ simplă, se poate învăța destul de ușor, însă are o mică șmecherie, trebuie să știi să schimbi foarte repede trei acorduri. Acordurile sunt Do major, Re major și Sol major, în forma redusă. Ca să puteți cânta cântecul, trebuie în primul rând să puteți să schimbați lucrurile astea repede, așa. Să faci o schimbare între cele trei acorduri. Do major, Fa major, Sol major, Do, cu un fel de joc ritmic care apare pe coarda 2. După care, în afară de strofă, avem și un refren care cuprinde alternanțe de Do, Fa și Sol. O să vă cânt primele două strofe și refrenul ca să vă dați seama. În rest, nu cred că aveți nicio problemă decât textul care trebuie spus destul de rapid și trebuie învățat în așa fel încât să poți să-l spui rapid, fiindcă asta e piesa. România e o țară unde nu sunt mulți cu carduri. România e o țară numai de borduri și garduri. La maternitate unde toate becurile ar. S-a născut și chiar din prima m-au înconjurat cu garduri și borduri. Garduri și borduri. Pe asfaltul nou și proaspăt un excavator lucrează și ea de la groapa nu va sta un șan și meditează. Și spitale plin de garduri, deci mari și scurtături. Ca salvarea să nu uite să te ia de pe borduri. Dacă toți ar vrea să fie mai înalt cu o bordură, egoismul naște garduri între oamenii maturi. Și uite așa se umple țara de grup, garduri și borduri. Deci, ați văzut, importantă este schimbarea celor trei acorduri. La refren avem Fa major, Do major, Fa major, Do major, din nou. Practic aveți numai trei acorduri, e un cântec de trei acorduri, e un cântec care se poate cânta relativ ușor, nu ar trebui să vă dea mari probleme, mai ales dacă exersați un pic schimbările alea și tempo ritmic și modul în care ele trebuie schimbate rapid. Vă urez succes și sper să ne vedem cât de curând. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi spuneți, dacă vreți alte piese, vă rog să-mi spuneți. Ținem legătura, vă aștept cu cel mai mare drag pe canalul meu de YouTube.